Hei, saltatroși, și bine v-am găsit la un match foarte, foarte important din cariera cu AC Milan. Avem aici un match incredibil de greu în Champions League împotriva celor de la FC Barcelona. Damn, mă uit un picuț așa la peste echipă să văd ce și cum și cum și badabim badabum. Hai că-l pun pe De Jong acolo, Kirikes și cam uscat un pic, bă, băiețașule. Dar încă mă gândesc, hai să-l pune pe Honda în locul Saponara. Saponara. Saponara, nara, 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 nara. Bun, hai să zicem că e ok. Sper să și fie. Oricum, hai să intrăm în match și să vedem ce vom putea face împotriva galacticilor, sau mai bine spus, bestilor de la Barcelona. Ok, San Siro, pam, 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 pam. La noi acasă, uitați-l și pe Messi aici în prim plan lângă Neymar Junior, Junior, Junior. O, da, ok, match de match, într-un fel zis un match clasic, zici că, mă rog, pe vremea când, încep așa, pe vremea când Milan era în Champions League, mai tot timpul, nu știu cum se ivea faza asta, că tot timpul Milan era contra Barcelona, ba în grupe, ba nu știu cum, ba odată în semifinale, nu semifinale, ba semifinale parcă a fost, sau optimi, hai de capul meu, deci noi cu Milan nu avem așa o istorie împotriva celor de la Barcelona deja. Hai să vedem dacă putem schimba așa zisa istorie măcar aici în joc și să câștigăm. Oricum este un meci greu, mai ales dacă pui așa la socoteală, sau să zic așa, la comparație, loturile echipe, desigur, doar cu Suarez practic pot Barcelona poate să-mi cumpere jumătate echipă. Am uitat că ăla e De Jong, ăla nu prea are shoot, dar l-am pus pe De Jong din cauza că are stamina. Și desigur este un CDM foarte bun și nu mi-ar strica un CDM, chiar dacă nu sunt în formație ce necesită CDM. Am zis că măcar am un Samunu și să fie acolo așa o cărămidă în spate, așa știi, să dage să mai împiedică cineva el. Pabon, hai să vedem, șansă Pabon, sper să fie șansă, dar Dumnezeule ce apărare au ăștia de la Barcelona, hai mă Pabon, Pogba! Pogba, pai, băieților, am zis bă, cum, ai mă, ce apărare bună a avut acolo, mă, dar și Pabon ăsta, mă, câteodată așa de greu se mișcă, adică așa, mi-aduce aminte seria de pack and play când mă jucam cu Dzeko, să-mi bag piciorul, bă, era oribil Dzeko, mă, ce greu se mișcă și era, trebuie să mișca și apoi șuta dacă apuca și nu apuca și eu înjuram și da, game over. Ok, stână și prima repriză, per moment e 0-0, cumva le ținem așa zis cumva față. Fisher, my man Fisher, încă mă gândesc să te pun pe tine, man, sau pe cine, pe Menez, îl punem ST, că știu că el poate să joace pe ST chiar foarte bine, și Fisher în locul El Shaarawy, care e foarte epuizat per moment. Fac două schimbări așa de atac, Fisher e bombardierul nostru, când El Shaarawy, vitezuman nostru, nu prea face față. Piqué, ai mă, Piqué, picătura, când stă pe teren nimic nu intră în poartă. Ah, bine, asta era pe vremuri, am un Piqué numai așa e interesant. Fie excepție în FIFA, că e interesant așa. Nu, n-am jucat, nu știu, n-am nici prea auzit el, dar așa, după statistici nu pare rău. Hai să vedem, pe Jordi Alba pare chiar un jucător interesant acolo așa în FIFA. Hai să dea aia, Fisher, ai mă, când să fac ultima schemă, Dumnezeu tău, e Dumnezei tăi. Ia, Alexandrini, Alexandrini. Holy shit! Ce golazo! Ce gol!
superbă fază, l-a pus pe Mascherano acolo pe jos. Bă, deci fără drept e replica acolo Mascherano pe jos și de genul: ce? Cum? Când? Cum? De ce? Stai! Cum? What the fuck? Și în sfârșit suntem în avantaj. Hai să vedem ce vom face acum. Pogba, ai mă, și te ești destul de extenuat. Oh, bă, Loras, mă, Loras, mă, ce vrei să faci, mă, Pogba, pe bruschetă? Opa, fault aici, cine e dracu' ăla? Că nu, Sergio Ramos, nu Sergio Ramos, am și pe mie, Doamne feri, deja mă gândesc la meci cu Real Madrid. Sergio Brusquets, mă, ziceam, e bruschetă, mă, vedeți, mă? Bă, deci, eu citesc meciul, mă. Ia să vedem, mă gândeam la Fischer, dar văd că el nu are așa de multe statistici. Pogba, ce pula mea. Stai așa, vedeți, așa. Na, vreau să șut, futuți morții tăi. Poți să șut, pot să șut. Stai așa. Prea mare distanță, n-am apreciat cum trebuie. Oh, Dumnezeu, așa de aproape. Era mai aproape un pic, așa vreun 3 metri, dacă era mai aproape de poartă, l-ar fi fost un gol șmecher. Opa, Barcelona, ci? Dar nu, niciun stres pentru De Sciglio, care apără această fază foarte bine. Oh, Pogba, bam, te-am fraierit. Oh, fain acolo către Florenții. Florenții, ai Piqué, Zidu Piqué. Ok, vreau să-l schimb pe Kirikesh, dar acum văd că am alți jucători în nevoie destul de mare de un schimb și mă gândesc între De Jong și Alexandrin totuși a scris un gol, dar punem acolo așa și le punem pe Alexandrin, nu, lăsăm acolo pe Alexandrini. Ia să vedem, eu zic că per moment așa a fi ok. Hai, lăsăm pe Hândică să intre pe Terendică și să vedem ce va face. Hai să vedem, șansă iară pentru Alexandrini acolo, dar n-a reușit să sară cum trebuie. De Sciglio pasează către Kirikesh. Oh, Alexandrini, altă șansă, Alexandrini, gol! Lazo! Mai puteam continua că 3 minute am antrenament. Holy shit, ce gol, iar Alexandrini. Bă, deci am zis eu, bă, să nu-l scop Alexandrini. Ce bine m-am gândit eu. Superb, golază din nou Alexandrini. Hai să vedem Pogba, aici Pogba, un picuț nervos că nu a dat gol, dar a jucat fenomenal de bine. Pogba! Uah, foarte fain, a prins acolo așa un șpir, dar n-a fost gol, din păcate. Eu așa zic, așa un șpir, așa un ciomlodec, așa un badabim badabum. Hai să vedem Honda, cum a Honda el fresh pe teren, ar trebui să facă scheme. Fischer se gândește să paseze la Menez. Menez reușește cumva, dar nu reușește să și înscrie, adică na, l-a cam amețit acea piluetă. Și Pedro nervos. Avem aici încă o lovitură liberă de data asta, hai că o execu cu Alexandrini, că interpuse mai mult pentru el. Hai să vedem, prea tare! O, să-mi fut una prea tare, am dat-o. Ciudă, de ce am dat așa de tare? De ce? Nu știu, nu mă întrebați. Hai să vedem, abate, clar i-am bătut, aia e clar. Ai Menez, de ce Menez? Hopa, Gangnam Style. Hai să vedem, De Sciglio contra Sergio, îmi cer scuze, de-abia mi s-au clarificat baza de date din cap. Știu că poate unii dintre voi deja ați comentat, dar m-am corectat, Sergio Brusquets, bruschetă. Mă, la mâncare mă gândesc. Hai să vedem, ok, apăr acolo, abate, cred că a fost acela. Eu l-a scos pe Bravo în atac aici, ce faci? Bă, voi vă scoateți portarul așa la 11 meteri și după aceea îl puneți în poartă. Și câștigăm la noi acasă cu scorul de 2-0. Un scor fenomenal și din nou avem
Kylian Lopez în prim plan, chiar dacă nu are Kylian real, ciudat. Ia-le și pe Messi, nervos, subtic. Bun, am câștigat Alexandrini Man of the Match, 9.3, 100% corect, foarte perfect, bine a jucat acest Alexandrini acum, superb. Ia să vedem, disappointed not a star, bla bla bla, barabim, barabum, barabim, barabum. Eu zic să lăsăm acum pe Hondica al nostru în locul lui Alexandrini, pentru că e foarte epuizat. Eu zic să-i dăm așa un mic moment de pauză. Și ia să vedem, Niang, Mamal Niang. Mă, nu prea aș vrea eu să te pun pe tine, mă, Niangule. Niangule. Hai, Kirikesh, hai, lasă-l pe Nastasiș, că și tu ești un pic așa extenuat. Avem aici un meci potriva celor de la Juventus. Un meci foarte important aici în Serie A, dar totodată mă gândesc, desigur, opa, să-mi fac greșeală. Dar totuși mă gândesc, desigur, și la meciul care urmează, iar returul împotriva celor de la Barcelona. Și vreau să joc așa mai mult cu rezerve, încât să fiu 100% sigur că meciul însăși cu nebunii ăștia voi reuși să fac un scor de scor. Hai să lăsăm pe Florența acolo să se odinească. Îl punem acolo pe așa, pe Didac. Poli. Here comes the police. Ok, da, nebunie, Juventus Arena acolo, ia Pirlo. Cine ar zice să faci asta în real sau na, ar zice că-s nebun, mă. Deci cum dracu să merg într-un match pentru celor de Juventus cu mare parte numai rezerve? Na, pentru mine Champions League-ul clar e mult mai important per moment decât meciul acesta. Nu stau foarte bine Serie A, deci da, cum am dat în anumite simuri și nu prea au avut noroc, n-am ce-i face. Ia-le pe Didac. Didac pasează foarte bine către Honda, dar Honda nu reușește să facă nimic din acea fază. Ia să vedem Poli. Here comes the police. Shoot-a Poli, dar nu e nimic. Ah, caramba. Se continuă oricum faza. Din păcate, nu reușesc să văd, o să mai încerc totul să văd de Montolivo, de ce dracu nu vrea să se extindă contractul, bine, că nu l-am jucat. Fischer, oh, aproape să-i dea crash lui Buffon, ai caramba, atât de aproape, damn. Bun, deci ziceam de Montolivo, am mai început și eu așa o carieră, am zis, hai mă că mi-e dor de AC Milan, am făcut o altă carieră cu Fulham, dar am zis, hai mă să mă mai joc iar cu AC Milan, că asta e echipa mea de suflet. Și am făcut mă un schimb, de toate schimburile astronomice ale universului știut, să-l dau pe Montolivo, plus 3 milioane, ai Fischer! Fischer, golazzo Fischer, super golul și cum ziceam, super golul. Ok, cum ziceam mai înainte de a da gol, schimburilor Montolivo, plus 3 milioane de euro, nu de lei, de euro. Și, Montolivo și aia 3 și l-am luat pe Verratti, Montolivo care deja ajunsese la un 29 de ani, așa. Plus niște mărunți acolo, să-l iau pe Verratti de 22 de ani, care și evoluează bine, și jucător talentat, am stat cea de genul, serios, chiar au acceptat, nu cred. Și dintr-o dată nu mai văd pe Verratti în echipă, stau eu, wow, ăsta da schimb, știi? Da, și totuși, acum a fost un moment de ăla de genul, da, aici nu ai reușit să fac schimbul ăla futelaș. Dar putem încerca, mă rog, am putea fi încercat, doar că, Montolivo nu vrea să se extindă contractul și de aia s-ar putea să plece amul la finalul sezonului și na. Batman. Hai, Poli. Here comes the police. Poli. Niang.
când scrie din nou, adică când scrie. Mai pe vreau să când scrie din nou. Holy shit, foarte fan această fază, Ian, chill, man, chill. Așa împins mingea în poartă, pam, gol. Nici o urmă de stres, de probleme, no problem, my little friend. Direct golazo acolo, foarte frumos. Opa, ce e ăsta? Opa, opa, Juventus s-a enervat acolo un pic, dar... N-ai tu ce împotriva mea. Ia-le pe Niang. Oh, no! Cum? Dică ăla, fute-te dracu! De ce dai, mă, penalti, mă? Stai că n-am înțeles, de ce? De stai să zicem... Ok, îmi retrag cuvintele. Eu fă un penalti. Adică e un penalti, holy shit. Și acum Tevez. Ai de pula mea, Tevez ăsta. Încă nu știu de la m-a prav vreodată pe Tevez. Chiar are un shoot foarte bun. E așa, așa. Trebuie să mă cac. Pula. nici nu sări Lopez. Hai, sare acolo, pula, nu sări. Mi-am dat de prea multe ori schema aia și na, prea târziu. Oricum, Tevez înscrie minutul 42, mă rog, aproape 43. Scorul ușor devine pericolos. 1-2. Holy shit, dar totuși noi încă suntem în avantaj și sper să câștigăm oricum, având în vedere că jucăm în mare parte cu niște rezerve pe aici și pe acolo, pe aici și pe acolo, și pe dreapta și pe stânga și pe dreapta și pe dos și pe fundul de pe dor. Aoleu, HDM. Opa, Menez! Am știut eu de ce să-l pun pe Menez. El este șeful, nu-i ce, mă. Nebunie, Menez, bravo, mă, omule, încă un gol super dat de Menez. Totodată, bine au jucat ăștia de la Juventus și-au pus și acum arma letală în joc, adică Oscar. Da, l-au transferat pe Oscar. Holy shit. Adică, na, bine, eu l-am luat de la ei pe Pogba și, na, l-a trebuit un mijlocaș de calibru și l-a luat pe Oscar. Dar Oscar de obicei se vinde prin career mode. Câteodată și cu 40 de milioane, mă. Adică e o nebunie cât costă Oscar, nu știu, nu am apucat niciodată să-l joc, culmea, chiar dacă am jucat cu Chelsea. Mai atât timpul și în career mode, eu când vedeam ofertile alea pentru Oscar, adio Oscar! făceam așa, adio Oscar! Așa făceam eu, pam, și gadea bera bera, oh, fișar, ce șansă, mă, Fischer acolo, mă, acolo a fost o șansă destul de mare al lui Fischer. Dar, din păcate, n-am reușit să o termin. Un alt lucru foarte interesant ce am observat pe aici, prin career mode-ul ăsta, prin Italia, e o șansă destul de mare, în proporție, e vreo 80%, 70% să zic, că mai tot timpul, Juventus îl cumpără pe De Gea. Foarte ciudat. Deci, Juventus tot timpul, mai tot timpul îl cumpără pe De Gea și AS Roma... Câteodată, mai tot timpul, îl cumpără pe portarul ăla de la Galatasaray, Muslera, parcă îl cheamă. Ciudat! Oricum, câștigăm acest match foarte important în Serie A, care chiar ne trebuia o victorie împotriva celor de Juventus, că așa a zis, clar, așa un contender, un adversar care chiar ne poate rupe fâșul. Dar, na, să vedem și noi dacă vom rezista. Hai, îl punem acolo așa, Alexandrini, așa, Honda acolo, bun, Pabon, Florenții, Nastasici, doar că m-a intrat acolo, așa, e căruță. Și lasă-l, te rog eu, acolo, așa, Benzia, ok, s-a până la Kelvin, bun. Hai să lăsăm per moment așa. Să vedem aici niște tâmpenii ce mă scris ăștia, nimic. Bun. Ia să vedem, îți dau așa. Și îți dau crucea, să mai încercăm o dată, mă. Nu vreau să-l pierd, mă, pe ăsta. Aolai pe vagabond. Aolai pe vagabond, fute chiar dracu de vagabond. Tu-și ceapa ta, mă, și am stat, bă, stai, mă, că parcă lipsește ceva din video, mă, parcă lipsește ceva, mă. Și numai apoi am auzit asta. Da, asta lipsea. Oricum, avem aici meciul meciurilor, o să avem, adică meciul meciurilor. Noi conducem totuși cu 2-0.
la noi acasă, deci avem un avantaj incredibil de mare și adversara noastră, dacă trecem de Barcelona, va fi ba Bayern München, ba Chelsea. Deci oricare dintre aceste două echipe o să fie chiar foarte greu în următorul meci. Eu zic că oricum ne calificăm după 2-0 acasă, să zic că dacă ne dau ei două goluri și nu dau nimic, tot eu mă duc mai departe. Deci da, într-un fel stau destul de comod, dar totuși... Totuși Barcelona încă nu stau, încă nu mă pot culca, așa zis pe ureche, am una. Oricum rămâne de văzut, sper că v-a plăcut acest episod din carieră cu AC Milan. Nu uitați de like, subscribe și toate cele, sunt gratis. Și ne auzim pe data aviatoare, numai bine, ura și la gară, bye bye. Dacă vrei să cumperi jocuri ieftine și bune, intră pe g2a.com. Linkul este în descriere.